Suntem la Centrul Medical Tătăruș. Dacă spuneam că trebuie să avem grijă de educație, de școală, trebuie să avem grijă și de sănătatea cetățenilor din comuna Tătăruș. Pentru acest lucru, acum câțiva ani de zile, am modernizat, consolidat și dotat centrul, dispensarul din Tătăruș, care l-am denumit Centrul Medical, pentru că are 4 cabinete, 3 pentru medic de familie și unul pentru stomatologie. Tot aici am făcut demersurile și am primit aprobarea pentru înființarea substației de ambulanță la Tătăruș. Deci aici vom avea o substație de ambulanță care va avea o reacție rapidă pentru eventuali pacienți, nu numai din Tătăruș, dar și de comunele limitrofe, pentru a ajunge în cel mai scurt timp la spital. Tot pentru dispensar, pentru centru medical, am gândit construirea și am accesat un proiect pentru construirea casei specialistului, a medicului de familie. Aici vreau să vă spun că lucrările au început de câteva luni de zile și această locuință va fi dată în folosință în toamna acestui an, unde un medic din familie, care face naveta, va primi această casă și va locui aici pentru a fi mult mai aproape de pacienții și cetățenii comunei noastre. Vreau să vă spun că acum la timpul ăsta avem un medic de familie, dar avem și 2 cabinete unde sunt medici specialiști care vin în fiecare săptămână pentru a oferi actul medical cetățenilor aici, la Tătăruș, pentru a nu se deplasa la Pașcani sau în alte zone. De asemenea, ceea ce ne dorim este să modernizăm și să reabilităm și punctul sanitar de la Iorcani. Acestea sunt realizările și gândurile noastre pentru ceea ce înseamnă sănătatea din Tătăruș. Dacă vă mai amintiți, dragi cetățeni ai comunei Tătăruș, aici era baia comunală, peste drum de dispensarul medical și lângă poliție, era baia comunală, unde de-a lungul timpului cetățenii veneau să se spele. Noi, după aceea, am închiriat acest spațiu, fiind un spațiu al comunei noastre, unei firme care va deschide o farmacie, o farmacie modernă. După cum vedeți, este investiția acelei firme și cred că în cel mai scurt timp, aici, aproape de dispensarul din Tătăruș, va fi o farmacie modernă, unde dumneavoastră puteți să mergeți să vă luați cele care să vă aline durerile trupului.